Creștinii trebuie să stea la sfintele slujbe ale bisericii cu credință, cu frică de Dumnezeu și cu luarea minte. Ei sunt datori după puterea să ruga fără răspândirea minții și cu simțirea inimii. Datoriile creștinilor, celor ce merg la Sfânta Biserică, sunt acestea. Să meargă la biserică regulat. Cine lipsește mai mult este oprit de la sfintele taine, afară de cel bolnav. Să fie împăcați cu toți oamenii și să ceară iertare de la toți. Să țină curăție trupească cel puțin 2 zile mai înainte de a merge la biserică și 1 zi cel puțin după ce vin de la biserică. Să meargă la slujbă mai de dimineață pentru a avea timp să se închine în liniște și să asculte slujba utrenii. Fiecare creștin să ducă după sa putere un dar câte mic Domnului, ca jertfă din osteneala mâinilor sale. Să dea pomelnicul din timp și să ceară preotului să îi se scoată părticele pentru cei vii și morți ai familiei. În biserică, creștinii să stea cu bună cuvință, bărbații în partea dreaptă, iar femeile pe partea stângă. Să fie îmbrăcați curat și cât mai cuvincios, iar femeile să aibă capul acoperit și chipul smerit. După ce s-a dat binecuvântare de Sfânta Liturghie, credincioșii sunt datori să stea fiecare la locul său și să nu se mai închine pe la Sfintele Icoane, să asculte Sfânta Liturghie cu mare evlavie, silindu-se fiecare a urmări rugăciunile și cântările de la stran. În timpul slujbei este păcat a se vorbi în Sfânta Biserică, afară de mare nevoie. Să asculte cu luarea minte citirea Apostolului, a Sfintei Evanghelii, precum și cuvântul de învățătură, predică. Să nu iasă afară din Sfânta Biserică mai înainte de terminarea Sfintei Liturghii, afară de mare nevoie. Credincioșii spovediți și pregătiți pentru Sfânta Împărtășanie să citească din timp rugăciunile necesare și să-și ceară iertare de la toți când se apropie de cele sfinte. După Sfânta Împărtășanie, credincioșii sunt datori să asculte sau să citească rugăciunile de mulțumire, petrecând în acea zi cu bucurie duhovnicească și păzindu-se de orice ispită. Părinții sunt datori să-și ducă și copiii la Sfânta Biserică și să-i împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos. După terminarea sfintelor slujbe, creștinii să se întoarcă cu evlavie la casele lor, petrecând restul zilei în cugetarea și citirea celor sfinte și în cercetarea bolnavilor. Credincioșii sunt datori să spună și celorlalți de acasă ce au auzit, ce au învățat la Sfânta Biserică din cântările, din citirile și din predica rostită. Acestea sunt cele mai importante datorii ale credincioșilor care merg în duminici și sărbători la Sfânta Biserică.